Când fiul său Vlad i-a spus tatălui său că vrea să se căsătorească, Vasile a fost foarte surprins și în mod special a fost uimit de faptul că până în acel moment îl considera pe Vlad frivol și ușuratic. El a crescut un băiat obișnuit, doar că un pic răsfățat, fiind fiul unui tată bogat, deoarece Vasile era șeful unei companii de succes, iar Vlad încă din copilărie nu ducea lipsă de nimic. M-ai făcut să mă simt complet confuz, fiule. Parcă ieri ți-am spus că ți-am găsit o fată potrivită, dar tu nici n-ai vrut să mă asculți. Iar azi, deja ești de acord? Perfect. Așadar, de seara ne vom duce să facem cunoștință cu Elena și cu părinții ei. Nu, tată, nu ne vom duce nicăieri. În seara aceasta mă întâlnesc din nou cu iubita mea, Olga. Și o să mă căsătoresc doar cu ea. Iar acum, la revedere. Vlad, Vlad, întoarce-te! I-a strigat Vasile fiului său, dar acesta coborâ deja scările, se urcase în mașină și plecase. Vasile și-a sunat gardianul și i-a ordonat să-l urmeze pe Vlad. A doua zi, el însuși a urmărit fiul din mașină. Acesta stătea de vorbă în curtea unei case cu o femeie de vreo 30 de ani. Într-o mână ținea un pachet greu, iar cu cealaltă mână un băiețel. Vlad a luat pachetul de la ea și a intrat cu toții în bloc. 5 minute mai târziu, Vlad a părăsit blocul, s-a urcat în mașină și a plecat. Iar Vasile a mers la acea femeie. El era teribil de indignat. Nu numai că este mai în vârstă decât el, dar are și un copil. Bărbatul s-a apropiat de cele două bătrâne ce stăteau pe un scaun în fața blocului și a întrebat la ce etaj locuie femeia care tocmai trecuse pe lângă ele cu un copil. Bunicile vorbărețe i-au povestit totul și chiar i-au spus numărul apartamentului. Vasile, mulțumindu-le, urcă la etajul indicat. Ușa i-a fost deschisă de aceeași străină care tocmai fusese însoțită de fiul său. Vasile a vrut să-i ceară imediat să lase în pace pe Vlad, dar de îndată ce s-a uitat în fața ei, a încremenit de surprindere. În fața lui stătea Olga. Vasile le cunoștea pe Olga și pe sora ei mai mare Maria din copilărie. Fratele său Grigorie s-a întâlnit cu Maria timp de câțiva ani, apoi s-a căsătorit cu ea, iar Olga a alergat după Vasile ca o coadă, dar ea era cu cea mai mică și nu-l interesa deloc. Și apoi Lina a apărut în viața lui, mama lui Vlad, și el s-a căsătorit cu ea. Olga a venit la el înaintea nunții, a plâns și i-a spus că îl iubește. Dar Vasile a crezut că acesta a fost doar un prim sentiment copilăresc și nu a luat-o în serios. Mama lui Vlad a murit când băiatul avea doar 4 ani și de atunci l-a crescut singur. Și el niciodată nu s-a gândit la Olga, nici Vasile nu a comunicat cu fratele său și el însuși a fost de vină pentru aceasta. Într-o zi, Vasile afla că erau rude cu Grigorie doar prin intermediul mamei lor. Poate de aceea mai mult mama, dacă nu-l iubea, atunci era milă de fiul ei cel mai mare. Iar Vasile, realizând aceasta, a fost gelos și nebune de furie. El a reușit totul în viață, doar pentru a demonstra fratelui său mai mare că era mai bun decât el și mai capabil. Odată, Grigorie a venit la fratele său mai mic și a cerut bani pentru tratamentul fiului său nou născut. Grigorie însă și era un simplu mecanic și trăia foarte modest. Vasile nu i-a înțeles situația și l-a refuzat. Abia o lună mai târziu, când a întrebat ce boală are nepotul, a fugit la fratele său cu bani. Dar timpul a fost pierdut iremediabil și copilul nu a fost salvat. Ușa lui Vasile a fost deschisă de către Maria, ce era îmbrăcată în haine negre, iar suspinele lui Grigorie se auzeau în interiorul casei. Vasile nu a îndrăznit să pășească pragul și de atunci nu i-a mai văzut deloc pe Grigorie și pe soția sa. Iar de curând după aceea, el însuși a devenit văduv tânăr cu un copil mic în brațe. Și acum, trecutul în fața Olgăi îi stătea în față. Femeia își ridică surprinsă sprâncenele frumoase. Vasile? Dar cum ai găsit? De ce? Ce-ți trebuie? Olga, eu... Tu ești aici? N-am știut. Dar cum rămâne cu Vlad? Vlad? Care Vlad? Fiul meu, tocmai te-ai petrecut până acasă. Ești tatăl lui Vlad? Felicitări, e un băiat foarte bun. Dar ce-am eu cu asta? Vasile a încercat să explice ceva. S-a încurcat complet. A simțit că arată foarte prost și a plecat fără să și-a rămas bun de la Olga. Iar ea mult timp s-a uitat în urma lui. Timp de câteva zile, bărbatul și-a adunat gândurile. Fiul său se întâlnește cu o femeie adultă, pe care, după cum a înțeles, însuși Vasile o place. Acele minute pe care le-a petrecut la ușa ei, păreau să-l fi readus în trecut. Și el nu înțelegea. Cum nu i-a putut observa frumusețea ei atunci? Și a vrut să o întrebe și despre Grigorie, căci ea, fiind sora Mariei, cu siguranță știa totul despre el.
Bărbatul voia cu adevărat să-și ceră iertare de la fratele său, dar era îngrijorat că acesta nici nu ar vrea să audă despre el. Toate aceste gânduri l-au deranjat atât de tare pe Vasile, încât a făcut o mare greșeală, a uitat de întâlnirea sa cu investitorii. Problema a fost complicată de faptul că bărbatul trebuia să invite la întâlnire un traducător, căci investitorii erau japonezi. O mașină s-a parcat în fața blocului, au fost oaspeții, iar Vasile încă fugea prin birou cu telefonul în mână. Apoi a fluturat cu mâna și a făcut un pas înainte pentru a întâlni pe cei sosiți. S-au salutat, apoi a fost un minut de liniște. Era necesar să iasă cumva din situație, dar Vasile, ca gazdă responsabilă, pur și simplu nu știe ce să facă. Acesta și-a cerut scuze și a spus că traducătorul se reține, dar nu l-au înțeles. A fost un eșec total. Japonezii erau nemulțumiți și vorbeau despre ceva. Aparent, erau pe cale să plece. Deodată, o femeie în uniformă de servitoare s-a apropiat de grupul lor. S-a prezentat ca fiind Olga și a repetat fraza lui Vasile în japoneză pură. Apoi s-a întors către el și s-a oferit să-l ajute. Vasile a decis că această femeie a fost trimisă de la Dumnezeu. Întâlnirea a fost grozavă. Invitații erau mulțumiți, iar acordul a fost încheiat. După ce i-a petrecut, bărbatul și-a invitat salvatoarea în biroul său. Acum spuneți-mi, cine sunteți și cum ați ajuns aici? Lucrez în biroul dumneavoastră ca servitoare deja de o lună. Dar de ce nu mi-ați spus că vorbiți japoneză? De asemenea, vorbesc engleză, franceză și germană. Am o aptitudine pentru limbi străine încă din copilărie. Numai că nimeni nu m-a întrebat despre aceasta. De aceea și-am tăcut. Dragă Olga, de astăzi sunteți traducătorul meu și să fiți gata mereu să fiți alături de mine, nu doar aici, ci și în călătoriile în străinătate. În acest moment, Vlad a intrat în biroul tatălui său. El se uită surprins la Olga, apoi spuse, ați făcut deja cunoștință? Sper, tată, că încă nu i-a spus vreo prostie Olgăi. Nu înțeleg. Vasile se uită mirat la fiul său. Tată, aceasta este Olga, nevasta mea. Ți-am povestit despre ea și o să mă căsătoresc doar cu ea, chiar dacă tu vei fi împotrivă. Vlad, habar n-ai cât de mult eu. Pentru Olguța ta este o fată foarte inteligentă. Dar spune-mi, și femeia aceea cu copilul, la fel se numește Olga. Cine este ea pentru tine? Sunt complet confuz. Acea femeie este vecina Olgăi. Atunci am ajutat-o să-și ducă pungile acasă. În discuție a intervenit nevasta lui Vlad. O cunoașteți pe doamna Olga Popov? Apartamentele noastre sunt în apropiere. Acum Vasile a înțeles totul. El pur și simplu a confundat ușile. Dar era atât de ciudat că acolo a întâlnit-o pe femeie din trecutul său. Olguța, se întoarse el către fată. Ce știi despre vecina ta? Acolo e o poveste tragică. Sora ei împreună cu soțul ei au murit într-un accident rutier. A rămas în viață doar fiul lor mic. Și iată că doamna Olga îl crește și îl educă. Vlad și Olga îl urma cu surprindere pe Vasile, în timp ce acesta ieșea în fugă din birou. El se repezea acolo unde putea afla detaliile. Pe bune oare, întârzia prea mult cu remușcările? Întârziat la fel de mult ca prima dată. Și iată-l iarăși cu privire vinovată în fața acelei persoane care l-a iubit cândva. Olga, Grigorie și Maria au murit? E adevărat? Da, în cuvință ea din cap. Cum? Cum așa? Spune-mi. Păi, ce pot să spun? Conduceau spre casă de la serviciu. Era ceață și vizibilitatea era foarte slabă. Coliziunea cu camionul a fost foarte puternică. Medicii au spus că nu au nicio șansă. Mihăiță a rămas cu mine. Așa și trăim. Dacă îi știi cât de rău îmi pare, nu-ți face griji. În ceea ce s-a întâmplat, tu nu porți nicio vină. Acum pleacă, Vasile. Tu ai viața ta, iar noi o avem pe a noastră. Nu am crezut că ne vom întâlni vreodată. De altfel, nici nu veneam aici. Bărbatul a vrut să mai spună ceva, dar Olga i-a închis ușa. Au trecut câteva zile. Vasile se bucura de fiul său, care se pregătea de nuntă, dar durerea din sufletul lui pulsa fără încetare. El a venit de câteva ori la Olga, dar ea nu i-a deschis ușa. A sunat-o, dar ea nu ridicase receptorul, dar el tot nu renunța să încerce să o întâlnească. El a venit din nou la Olga și a văzut că ușa apartamentului îi era deschisă. Niște medici erau la ea. Ea a fost dusă la spital cu un infarct sever și nu știa ce să facă cu băiatul, care privea cu ochii mari la tot ceea ce se întâmplă. Olga a fost luată, iar Vasile s-a apropiat de băiat. Te numești Mihai? Da.
iar eu sunt nene Vasile. Deci așa, micuțule, hai să mergem la mine în ospeție. Băiatul a locuit 2 luni cu Vasile. Olga a petrecut tot acest timp în spital. Ea a fost operată cu succes, iar acum se recuperează, sub supraveghere medicală. Bărbatul achitase pentru tot, pentru o cameră bună, medicamente, serviciile medicilor și asistentelor. Acum el știa că Olga venise în oraș pentru a efectua niște examinări medicale și închiriase întâmplător un apartament vis-a-vis de logodnica fiului său. În timpul bolii Olgăi, Vasile s-a atașat foarte mult de Mihai, iar băiatul a îndrăgit pe bunul și grijuliul unchi, Vasile. Au mers împreună la externarea Olgăi. Ea a ieșit afară și l-a zâmbit călduros și deschis. Vasile și-a dat seama că ea îl poate ierta și știa sigur că va face totul pentru aceasta. Timpul a trecut. Olga și Vasile s-au căsătorit. Acum aveau o familie mare, iar cel mai recent, Olga a născut gemeni, iar Mihăiță a fost bucuros să se roage cu frățiorul și surioara sa. Iar Vasile credea că fericirea, odată intrat în casa lor, nu-i va părăsi niciodată. Vă mulțumesc, dragilor, pentru audiție. Lăsați, vă rog, părerile voastre în comentarii. O seară plăcută să aveți. Pe curând!